uita ce spune Pavel Apostolul. E lucru înfricoșător să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu și de la mine adaug acum, mai ales fiind apăsat de marele păcat al dezbinului bisericesc. Nu îl ispitiți, fraților, pe Dumnezeu de răbdare. Nu încercați marea cu degetul, cât nu e târziu, scolați-vă și întorceți-vă, căci Dumnezeu, ca pe Fiul Cel rătăcit, ne așteaptă pe toți să ne îndreptăm, căci are milă și iertare pentru toți. El cunoaște slăbiciunile noastre, El știe rătăcirile noastre și ne le iartă pe toate. Nu însă și hula împotriva Duhului Sfânt, care este și dezbinul bisericesc.